la federațiile prioritare, am crescut bugetele lor cu 50%. Anul 2021 a avut rezultate în anul, anul acela olimpic, federația de canotaj, în not și judo, trei federații. Anul trecut a explodat. Deci banii sunt cam aceiași. A trebuit să dăm în funcție că noi am valorificat fiecare medalie în parte. Și cred că este cel mai curat uh, uh, criteriu. Și medalia de aur a fost 100%, medalia de argint 80%, medalia de bronz 60%, tineret, juniori, europene, cupe mondiale, cupe europene. Deci toate medalile importante la nivel mare au fost valorificate. Și în astfel, federațiile au avut un punctaj și un clasament și un buget. Că bugetul era stabilit și s-au împărțit acei bani. Noi, anul acesta, am împărțit uh, buget similar față de execuția de anul trecut. Și acum, la începutul anului, câteva, nu, nu sunt multe, câteva federații spun că nu le ajung banii numai până în vară. Adică tu anul trecut ai executat 10 lei, acum ai la începutul anului 10 lei și tu spui că îți ajung numai până jumate anului. Unii sunt, nu sunt corecți. Dar cu siguranță... Apropo de această incorectitudine în privința banilor, USR vă acuză că și dumneavoastră nu administrați în mod corect banii pe care îi trebuie să-i gestionați. Ați fost chemat în Parlament pentru a da explicații în privința felului în care administrați acești bani publici și am văzut și o declarație mai dură a unui parlamentar USR, de Cristian Brian, care spune că nu sunteți un adevărat ministru al tineretului și sportului, ci sunteți un șmecher care se ocupă de uh, interese personale. Este form formula domniei sale și, uh -huh. dă, mă rog, au uh, reiterat aceste chestiuni de care am mai pomenit în această emisiune, cu renta dumneavoastră sau cu ce s-a întâmplat în cazul tatălui dumneavoastră, care a fost premiat după Jocurile Paralimpice din 2021, deși domnia sa nu a participat la jocurile olimpice de la paralimpice de la Tokyo și de asemenea în vară nu era prezentat de comitetul paralimpic național ca fiind antrenor al echipei de ciclism, dar apoi la două luni în toamnă a apărut ca fiind principalul antrenor da. și de aceea a primit această sumă de 112.000 de euro. Uh, da, vă spun uh, pe scurt povestea. Când s-au terminat jocurile olimpice, uh, am avut câțiva medalii, am patru medalii, în fine, câteva locuri, 4, 5, 6. Și am propus la domnul Să Cum a acel rezultat? Cât tot ați spomenit de cele patru medalii? Uh, corespunzător la momentul respectiv. <laughs> nimic special. Se aștieram, eu atât am spus că o să se obțină patru medalii. Atât s-a obținut. Și am propus la vice, domnul vicepremier să, să dublăm aceste medalii. Nu sunt foarte mulți sportivi, să fie ceva frumos. Ok, a fost toată lumea de acord. Pe premierea a 8 sportivi, știți la ce, preț am, la ce la ce sumă am ajuns? 40 de milioane de lei. La 8 sportivi. Deci, când am văzut lista aceea, cine sunt și deci toată lumea era premiată. Și zic, nu vă supărați, am chemat pe cei din mine, dar zic, ce vreți să faci? Pe cine? Pe șofer, pe bucătari, pe de toată lumea era premiată. Foarte bine. Nu, foarte bine că era premiată. Toți acești oameni au lucrat în CSN-uri, au ajutat acei sportivi, le-au făcut de mâncare, le-au transportat foarte bine. Dar tre ce trebuie înțeles? Faptul că Comitetul Olimpic și Paralimpic îți alocă niște locuri. Pe număr de sportivi. Dacă ai 10 sportivi, ai 3 antrenori, 2 antrenori. Gândiți-vă cum ar fi ca fiecare sportiv dintr-un lot de 100 de oameni să-și aducă antrenorul, mecanicul, maserul, psihologul și încă 7 persoane. E imposibil. Dar după care se întorc acei sportivi, sunt premiați antrenorul lui de acasă, antrenorul principal, că antrenorul lui nu este cel de acolo care este răspunzător de lot masărului, are voie încă 5-6 persoane să fie premiate. Și la nivel de club. Deci cam asta este schema. E, în cazul tatălui meu, tatăl meu este antenorul meu ever. Cu Cristiano, într-adevăr, care este antenorul lotului România, antenorul federal, lucrăm din 2012. Împreună, în tandem, am câștigat medalia de aur. De tatăl meu a fost în 2008, 2012, 2016, 2021, la toate jocurile sau secund, sau principal, tot timpul a fost acolo. În 2021 n-a avut nicio șansă să fie acolo, deoarece a fost internat cu COVID alături de bunica mea. Din păcate, bunica a rămas acolo. Deci cam asta. Și este, nu trebuie să fii participant ca să înțeleagă toată lumea. Și n-a apărut de undeva taica mea și ministerul i-a dat niște bani. Da, am văzut că a fost premiat și pentru o performanță la Jocurile Paralimpice de la Caia Canoe. Da, e o greșeală, nu. nu. A fost o greșeală. Acest lucru a fost discutat pe vremea aceea, mi se pare, în 2016. Da, da nu, a fost o greșeală de la. Mi se pare, cineva a inclus în greșeală pe lista celor de la Kayak, ca noi. nu A fost o greșeală, nu. Nu, nu. nu, nu. O greșeală am văzut că vi se pare și decizia care s-a luat la Comisia de Recurs în privința cazului Șep și Sfântul Gheorghe F.C. Ucraiva noastră nu vi s-a părut corect faptul că până la urmă la a doua instanță s-a decis că această partidă să se joace, această partidă de fotbal să se joace pe teren, până la capăt și să nu mai fie păstrată decizia inițială conform căreia șef și trebuia să câștige acest meci cu 3 la 0 la la masa verde, dacă puteți să ne argumentați viziunea dumneavoastră. În primul rând a fost vorba despre un act foarte josnic asupra minorității maghiare. Care, din păcate, o auzim de foarte mulți ani, de mai mult de 20 de ani, nu numai în fotbal, în hockey, în basket, în handbal oriunde s-a jucat vreo echipă din uh, zona Arghita, Mureș, a, a ascultat aceste texte. A fost un moment în care un arbitru care a avut curaj a adus o decizie. O decizie care, pe care se putea construi mai departe. Prima să se pună, să, să, să terminăm cu, cu nebunia asta și să aducem niște, adică să construim. El a fost, să spun așa, Prima persoană cu curaj care a făcut această decizie, după care a fost comisia din federație, toată lumea a spus mergem în direcție bună și putem să construim, să, să aducem niște măsuri la, la, pentru, aceste, pentru aceste situații, după care vine o altă comisie și spune nu, ca să fie bine pentru toată lumea, să fie libertate, pace, să se joace pe teren. Uh, vorbiți de umilințele repetate, indiferent că e vorba de fotbal, de basket, de hockey, uh, prin care minoritatea maghiară trece atunci când diversi uh, suporturi ultra și să-i numim strigă celebrul, probabil afară, afară cu ungurii din țară sau astfel de uh, scandări care sunt clar cu tentă xenofobă, dar uh, nu considerați că poate și minoritatea maghiară jinește, umilește sau supune unor, să spunem așa, rele tratamente majoritatea română atunci când la diverse competiții afișează uh, steagul ținutului secuiesc, intonează imnul ținutului secuiesc, un ținut care nu există în acte, nu este ceva legal, nu există ceva recunoscut în țara noastră. Nu credeți că este la fel de provocator? Aș, la fel de... aș, completa, aș completa ceea ce spui tu cu acest caz particular și concret care s-a petrecut. România a fost spulberată. Apropo de ce spuneați că la noi lucrurile au stagnat sau au scăzut, iar în Ungaria, de exemplu, în unele sporturi lucrurile au progresat. Am fost spulberați la Campionatul Mondial de Hockey de Ungaria. Și după ce am fost învinși pe teren, jucătorii echipei naționale a României au trebuit să stea în fața peluzei cu suporteri, care teoretic sunt suporteri echipei române, că erau cetățeni români, și să asculte cu minții acolo uh, imnul Ținutului Secuiesc. Adică după ce ești spulberat de Ungaria pe teren, mai trebuie să stai, au fost jucători români care au spus trebuie să stau acolo, pentru că altfel când mă duc la echipa de club, în Covasna sau în hargitna sunt înjurat pentru că nu am stat la acest ritual al intonării imnului Ținutului Secuiesc după o partidă a Naționalei României, în care am fost bătuți zdravă de rivalii noștri în sport de Naționala Ungariei. Cântarea imnului Ținutului Secuiesc <coughs> se cântă după fiecare meci. În miercuri Ciuc, majoritatea mi se pare... Sunt de acord da. cu dumneavoastră. Înțeleg că este un ritual. Da. Ce scuze că vă întreb. Dar aș vrea să nuanțez aici, să, să fiu foarte clar. Probabil este un ritual, sau cu siguranță este un ritual al echipei de club din Miercurea Ciuc. Noi vorbim de Național a României aici. Da, tocmai asta vroiam să continui mai departe, că majoritatea, 90% din membrii lotului național au fost de naționalitate, adică de, naționalitate, de minoritate. Etnie, maghiară. etnie Etnie maghiară. Nu știu cine a început să cânte. Imnul atunci sau ei s-au conformat uh, împreună cu, cu, lotul, uh, cu lotul Ungariei și au ascultat imnul. Nu cred că au ofensat pe nimeni, iar acești sportivi de care spuneți că a trebuit Dar să de stea ce acolo că nu au ofensat pe nimeni. Eu mă simt ofensat în țara, când uh -huh. Național României uh, se cântă imnul unui ținut secuiesc, care știm cu toții ce reprezintă, lăsând la o parte... Și după ce fusesem bătuți de maghiar pe teren. Pentru că spuneți că minoritatea maghiară se simte ofensată și jignită Dumnezeu atunci să când... sunteți sportiv. Că... Ultra și a un ritual, că așa puteți spune Dumnezeu și ei. Ultra și -au un ritual. După ce pierzi la un campionat mondial în fața unui rival, te-ți dă cu terenul în cap... Dar cunoașteți, numai... cunoașteți textul imnului. Nu, dar aș vrea să, să închei cu această, este relevant. O, a, această observație. Simbolul. Deci dacă no. ești sportiv... Nu a să știți foarte bine. Și la campionatul mondial ți se dă cu terenul în cap de către o echipă rivală, nu mai de stat să asculți imnuri nu ți arde. Adică vrei să te duci în vestiar, vrei să te duci undeva să să să, să ți neci este, este interesant, scus, am, este da. interesant. Care este textul imnului? Ce reprezintă? chiar nu știu. Adică nu vă întreb imnul Ținutului secolesc: care este textul lui sau ce ce transmite? Că m-ați întrebat dacă știu, Eu nu știu, presupun că dumneavoastră știți asta ați discutat de ofensat. Da. Procedural, vorbim de acest eveniment și vorbim că a spus că au lăt bătaie și nu-ți mai, da. nu mai, arde de, de, Procedural, după fiecare meci, se cântă imnul câștigătorului. S-a cântat imnul Ungariei. S-a terminat evenimentul. De ce au stat acolo acei trei băieți? De ce nu s-au dus de pe gheață? Ei au spus că le era frică că vor fi înjurați s-a termi... terminat meciul dar... s-a terminat meciul vă oficial vă zic, a fost așa. un între fani și acei hocheiști bun care și, au fost și dacă... bun, atunci spuneți că dacă e un Bă, subiect care deja s-a discutat sensibil, de dar doi spuneți -mi ani spuneți și... mai altceva. Dacă suporterii români la de ce? la de ce, Gheorghe De ce am readus acest subiect în discuție pentru că dumneavoastră vorbiți și pe bună dreptate vorbiți, suntem perfect de acord cu dumneavoastră că există aceste scandări la meciurile de fotbal în particular, că de aici da. am pornit discuția, care ofensează minoritatea maghiară. Pe bună dreptate. De pe bună dreptate și... Chiar am observat că și după jumătatea asta de decizie de la Sfântul Gheorghe, chiar dacă n-a fost dusă până la capăt, totuși am observat o schimbare de atitudine. Nu se mai scandează la următoarele meciuri pe care le-au jucat și sau cicseri, dar prin Camionul României de Fotbal nu s-a mai scandat așa ceva. Deci, deci o urmare. Este ceva exista. spre bine. Este Ești... ceva spre bine. Foarte bine. Dar noi aducem în discuție, în acest context al lucrurilor ofensatoare care se întâmplă în tribune, și astfel de episoade, precum cel pe care l-am nominalizat aici. Dar nu m-ați lămurit ce spune imnul ținutului Secuiescu? Că eu chiar sunt curios. Adică ce transmite? Adică de ce n-ar trebui să se simtă ofensați românii? Că și astea un. Eu, spre exemplu, chiar nu știu ce transmite imnul. Eu mă simt ofensat pentru că știu ce simbolizează. Sau ce ar trebui pot să, să vă, simbolizeze. Pot să vă traduc și vă trimit pe WhatsApp. Da, da puteți chiar. -a da, să pe traduceți. Serios. Spuneți-mi altceva. Dacă suporterii români ar continua scandările de care spuneți dumneavoastră da. la finalul meciurilor, doar cu, doar cu echipa... Pe care ei o susțin. Și ar scanda în continuare. Etnia maghiară sau cetățenii de etnia maghiară ar trebui să se simtă ofensați sau nu? Deci, că dumneavoastră spuneți că s-a terminat evenimentul, deci n-au plecat cei trei jucători și oricum nu mai conta. Ar trebui să se simtă ofensați? Adică, dacă rămân 300 de suporteri cu 20 de jucători și scandează împotriva etniei maghiare, este, este ok, este în regulă. Haideți că nu, Hai da, încerc să. Să, încerc să. să vedeți că, în comparație, niciunul da. dintre uh, acte In, nu este. Da, în primul rând, din punctul meu de vedere. Da, în primul normal. rând, o să vă trimit textul uh, imnului, să vedeți că nu este nimic ofensator. A fost cântat după meci între fan și sportivii din Miercuri Ciuc sau cine a jucat. Deci chiar nu este, nu se compară imnul ținutului secuiesc sau imnul Secuies cu scandările din meciul Șepși și Craiova. Dar contează simbolistica, știți foarte bine. Că... Totodată, totodată, totodată se va cânta și acum se va cânta și peste 70 de ani, deci mereu se va cânta știți acest. Știți că este unul... e pentru pentru localnici, unul dintre chiturile anilor trecuți de la un celebru serial. Reprezenta simbolul nazismului în Italia. Cântecul este foarte frumos, adică a și prins, dar simbolistica lui era dusă spre nazism, da? Mm. Și în anumite țări a fost interzis. Faptul că versurile respective nu atacă pe cineva, nu înseamnă că nu au un simbol și nu transmit un lucru care poate să deranjeze pe cineva. Mm -hmm. Adică eu vă pot cânta ceva foarte frumos. Dar dacă pentru dumneavoastră ceea ce vă cânt eu da. vă transmite o stare de, uh, nu de Nu o să regăsiți din... nimic din, uh, din, ce spuneți dumneavoastră în, în acest